Președintele Zelenski pregătește înlocuirea comandantului șef al forțelor, Valerii Zalușnei, în ceea ce, dacă ar fi confirmat, ar fi cea mai mare schimbare în comandamentul militar ucrainian de la începutul invaziei Rusiei de acum 2 ani. Tu ai înțeles ce se întâmplă? Dacă înlocuiește pe Zalușnei, la revedere, sănătate, la mulți ani și un praz verde. Mulțumim de invitație, venim și noi în Turcia cu tine și cu Victor la Istanbul să mâncăm calcan. Bun, adică am vorbit, băi, am pus țara la cale, am făcut un anunț, am vorbit de schimbări, de Trump. Și cu ce și facem lumea, cu Klaus? Și nu, ce de, facem cu Klaus? Și, nu, și lumea vrea la calcan la Istanbul, pe bun. Da. Și cum e vremea acolo la Istanbul iarna, ca să mă supăr? Ca cu 3 grade mai cald decât la București. Știi că nu e așa departe, adică știu, nu o oră, dar doar cu 3 grade, că la Atena e mult mai plăcut. Mergem și la bucătăria, Atena, bucătăria grecească sau bucătăria turcească? Vrei să se supere grecii pe mine? Cam aceeași, adică e doar că știi că... Care îți place mai mult? Păi e aceeași. Hai, doar că un răspuns. Unii spun că e a lor, unii că spun grecească, că... alții spun că e turcească, nu e. General e arăbească încă, și... Că ești încă frumos. Bucătăria libaneză sau bucătăria chinezească? Sunt total diferite, nu e, știe ca aia ce-ți plac, bine, blonde sau brunete. Trei pe la tine se știe. Deci trei... Nu sunt foarte pasionat de mâncare, adică eu nu mănânc... Așa pari. Știu, mulțumesc. Mă face televizorul. Cum era? Nu ești mă îngrașe televizorul. Nu ești telegenic. Da. Dar când vrei să facem o emisiune culinară, îl chemăm și pe Liviu, pe Dragnea, și gătește. Hai, mă, și noi... Îl chemăm pe Bogdan Todorescu, că Bogdan, a scris cărți. Bogdan, cu Bogdan am fost... Îți vorbește 7 ore. Bogdan am fost în multe țări ale lumii și de la el am învățat foarte mult pe tema. Deci, eu am citit multe scrise și l-am ascultat pe Bogdan Todorescu de foarte multe ori vorbind despre mâncare și de fiecare dată te dă, adică te lasă lat. Dar m-a nebunit cu o poveste undeva la un street food ăsta, la o mâncare pe stradă în Istanbul, la nu știu ce fac aia la o tarabă de aia. Știi povestea? Cocoreci. Ce era? Cocoreci. Așa, ce e? Cocoreci este o mâncare într-adevăr turcească, chiar nu e arăbească. Așa. Este mai mult din intestine, o chestie care se face pe stradă, numai pe stradă, nu se face la restaurant. Sunt niște, zice el, proțap, tulumbă, o chestie rotundă. Așa seamănă cu, tulumbă e la pompieri. Seamănă cu un chiurtoș colac, dar e rotund. Și e făcut din, și din intestine, da. Intestine din măruntaie de... Nu poți să-l mănânci de... De oaie? Oaie, oaie, oaie. Am înțeles. Nu poți să-l mănânci decât proaspăt cald, adică nu e că... Nu se poate ține la... și într-adevăr, în Çengelköy și în zona mai mult asiatică, că în cea europeană e mai turistic. Așa. Dar în zona asiatică... E o tradiție și o... Și te duci, mănânci un de-asta și aia da, e. Da, 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 foarte bun. Am înțeles. Bun. Cea mai bună mâncare pe care ai mâncat-o vreodată pe stradă, în lume? Pe stradă? Da, nu, cred că... Asta? Da, cocoreciul la Istanbul, da. Am înțeles. Da. Mâncarea italienească sau mâncarea germană? Ce să mănânci în Germania? Cartofen. Cartofen. Nu mai au și ei ăia, Leberul. Bune, adică sigur. Spania, Portugalia, în Albania Grecia, n-am fost. Foarte bine. Mâncarea albaneză au fructe de mare extraordinare. Și mâncarea precum aia grecească. Știi ce am mai găsit în Albania? De ce? Cele mai bune de-astea cigars, de cubaneze sunt în Albania, nu știu cum. De ce? Cred că aia nu plătesc... Nu știu, cred că e o conexiune. E special relationship. Dar mâncarea e grecească, mediteraneană, adică mai degrabă. Da, te vrei să facem emisiune culinară? Că mai eu facem, mă pregătesc. Nu dacă să vorbim vrei tot anul despre Ursula. Spune-mi, te rog, deci cum se numește asta de pe stradă din măruntaie de... Cocoreci. Știi că și în Scoția este o mâncare de asta genială. Ala este aia, haggis. Haggisul la micul dejun. Da, dar e diferit total. E diferit, dar e atât de greu eu că zici... Eu Scoția, îmi place foarte mult, dar nu mâncarea. Da, e adevărat că e foarte grea. Dar au și restaurante bune în sensul... Mai puțin. European. Mai puțin. Mai au și ăia, că m-am uitat eu. Scoția este un pământ fabulos, dar la mâncare nu sunt. Haggis o laci, că e ceva infernal. Haggis, și ți-l dau la micul dejun. Da, nu prea poți. Tot din măruntaie e și ăla. Da, de miel. Diferit. De miel, parcă, nu? Da.
Of, Doamne, dar drobul nu-ți mai da, dar te încerc. Da, cum? Drobul de miel, drobul de miel cu ceapă verde, e adevărat. Da. Și cu un miel și cu puțin muștar, nu? Bun. Se mănâncă bine. A fost, cum se cheamă ăla din Istanbul, că deja plâng? Zi, ăla pe stradă. Cocoreci. 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 Schimbă titlul și bag acolo cocoreci pentru toată lumea. A fost Victor Ponta în această seară. Mulțumesc, Victor. Maestrul culinar. Maestrul culinar Victor Ponta, cocoreci. Uite, ca să încheiem într-o notă politică. Așa. Trebuia cu cocoreciu. Cel mai bun burger din lume. Așa. Eu sunt mare mâncător de burger. Așa. Se vede. La Trump. Unde? La hotelul lui Trump acolo? La terenurile lui de golf. Ai, normal că și jumătate golfă. Și jumătate din personalul lui și din America și din Scoția ăștia sunt români. Da, am înțeles că sunt foarte mulți români acolo. Da. Și de ce e cel mai bun burger ăsta acolo? Nu știu ce îi face, sigur ești cel mai scump, asta sigur. Din am înțeles, că e aici, nu știu unde, lângă Cluj, face un burger de $5,000 sau de euro cu aur. Da, poleide și rămâne pe partea asta la dinte. Să știi că la burger și la golf e numărul 1 Trump. Da, să-i dea Dumnezeu. La politică om vedea. Să-i dea Dumnezeu cât mai multe... Câte dosare. Și acum, dacă oprește misiunea, îți spun cel mai tare banc pe care l-am văzut azi. Care? Era cu domnul Biden în mașină, care zice, vă rog frumos, vreau meniu cu burger, cu cartofi prăjiți cu... Și ăla îi spune, Mr. President, aici este un car wash, aici noi suntem la spălat mașină.